Moțiunea simplă a PSD împotriva ministrului Agriculturii Adrian Oros va fi supusă la vot. În moțiune, socialdemocrații cer ca Oros să plece urgent din funcție. Ministrul este acuzat de socialdemocrații de incompetență și amatorism. Colega noastră, Gabriela Del Pupo, se află acum la Parlament și vine cu toate datele. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit, aceștia precizează în textul moțiunii faptul că agricultura nu se face cu batista la rever. Bineînțeles că la dezbaterile de luni au primit și un răspuns din partea ministrului agriculturii. Acesta a precizat faptul că într-un an și jumătate nu se pot repara toate greșelile care au fost făcute de socialdemocrați în 22 de ani cât au fost la putere. De asemenea, trebuie să spunem că astăzi va fi votul, dar acesta nu are nicio valoare juridică, astfel că ministrul nu va fi demis automat dacă această moțiune va trece. Alături de PSD sunt și cei de la AUR care au foarte multe de reproșat. Totul a început după ce reprezentanții din industria agroalimentară, dar și agricultorii au apelat la cei de la PSD pentru că nu au primit anumite sume de bani în urma secetei care a distrus practic și cultura de primăvară și cea de toamnă, mulți dintre ei fiind în situația în care nu mai pot plăti datoriile la bănci și sunt bani pe care i-au împrumutat garantând chiar cu terenurile pe care le dețineau. Deci riscă acum să piardă acele terenuri. Vom vedea exact care va fi rezultatul final. Este o problemă de care știa și ministrul Oros de aproape jumătate de an, dar acesta a justificat faptul că au fost întârziate plățile prin faptul că nu au venit bani din fonduri europene pe care se baza pentru a face aceste plăți.